Polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei Sireți, Ghetu Marmației, au descoperit 236 de articole de îmbrăcăminte care purtau semnele unor mărci de renume. Existând suspiciunea că acestea sunt contrafăcute, articolele de îmbrăcăminte, în valoare totală de peste 32.000 de lei, dacă ar fi originale, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. În punctul de trecere a frontierei Sireți s-a prezentat pentru a intra în țară o persoană cu dublă cetățenie română-ucraineană, în vârstă de 37 de ani, călătorind cu un microbuz marca Mercedes. La controlul efectuat asupra bagajelor, polițiștii de frontieră au descoperit 236 de articole de îmbrăcăminte, treninguri, hanorace, geci, etc., care purtau numele unor mărci de renume, pentru care persoana în cauză nu a putut prezenta documente legale. Existând suspiciunea că acestea sunt contrafăcute, articolele de îmbrăcăminte în valoare totală de peste 32.000 lei, dacă ar fi originale, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. Față de cele constatate, bărbatul a declarat că intenționa să ducă bunurile în Turcia pentru a le comercializa. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare.